Bun găsit! Noi scumpiri din toamnă și ne așteptăm ca prețul pâinii să crească iarăși. Vă dau detaliile imediat. Încep știrile Profit. Probabil anul acesta vom avea o scumpire a pâinii. Producția globală de grâu va fi mult scăzută, ceea ce face ca prețul grâului panificabil să fie mult mai mare. Iar peste acestea se adaugă prețul curentului și prețul forței de muncă. Sunt declarații făcute ieri de ministrul Agriculturii Adrian Oros în emisiunea Ora de Profit.ro de la Prima TV. Întregul interviu este și pe Profit.ro. Și tot la Ora de Profit.ro de la Prima TV, ministrul Agriculturii a spus că valul 4 al pandemiei de coronavirus ar putea lovi mult mai puternic în fermierii din România decât precedentele valuri. Anul trecut au fost date ajutoare de peste 200 de milioane de euro, ceea ce este puțin probabil să se întâmple și anul acesta, a declarat Adrian Oros. Nu știu ce sume vor fi disponibile ca să compensăm pierderile ce vor veni, spune ministrul. Urmărim firește subiectul. Cum vor fi calculate majorările la contractele de lucrări publice după explozia prețurilor? Ei bine, autoritățile publice vor putea ajusta prețul contractelor de achiziție publică aflate în derulare prin actualizarea prețurilor aferente materialelor. Mai exact, vor aplica un coeficient de ajustare pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor. Vor fi luați în calcul indicii de cost în construcții precizați de către Institutul Național de statistică. Restaurantele își schimbă meniurile și prețurile, dar nu au mari speranțe pentru următoarele luni. Vor avea puțini clienți și peste 3 luni și vor pierde din ce în ce mai mulți angajați cheie. Serviciile de livrare vor rămâne o componentă importantă a activității acestora și multe dintre localuri vor trece și la evenimente private. Sunt rezultatele unui sondaj realizat printre reprezentanții restaurantelor din peste 10 orașe ale României. Întreaga analiză este pe profit.ro. Rata de refuz al vizelor pentru Statele Unite ale Americii în cazul românilor a crescut din nou. România încearcă de mulți ani să fie acceptată în programul Visa Waiver pentru a putea călători în America fără vize. Însă rata de refuz al vizelor pentru români depășește încă foarte mult pragul minim de 3% acceptat de autoritățile americane pentru ridicarea vizelor. Potrivit ultimelor date oficiale, rata de refuz pentru România trece din nou de peste 10%, respectiv 10,14%. Informațiile economice importante sunt pe profit.ro. Ne revedem, sunt Adriana Nedelea. Rămâneți alături de noi!